genul programului Pamflet. Aparențele înșală. căci s-ar putea crede că sunt ostilă în ceea ce privește aeroportul Ștefan cel Mare de la Salcea. De fapt, nu sunt ostile, sunt doar neîncrezătoare că lucrurile se vor derula așa cum tot anunța autoritățile. De fapt, sunt o mare susținătoare a acestui proiect și îmi doresc mai mult ca orice să mi se dea peste nas, să mi se demonstreze că n-am dreptate, iar zborurile vor fi reluate la Suceava chiar de anul acesta. Sunt de părere că au existat mereu argumente clare care să arate că oricât de optimist sunau declarațiile oficialităților, fie președinte de Consiliu Județean, fie director de aeroport, fie ministru realitatea demonstra cu totul altceva. Doar vreo două săptămâni au trecut de la vizita la Suceava a lui Iulian Matache, ministrul transporturilor. Anunța și el cu surle și trâmbițe, ministrul Matache a rezolvat din pix problemele de infrastructură de transport ale Sucevei. Centura ocolitoare se face la anul pentru gara de la Ițcani, așteptam documentul de la Cernăuți, iar pe aeroportul Ștefan cel Mare începe să opereze Tarom chiar din toamna aceasta. Dar pentru ce are tarom director și Consiliul de Administrație ca să pună domnul ministru mâna pe telefon și să le spună ce să facă? Remarcabilă influență, dar periculoasă. Deși clar că ministrul nu poate face jocurile chiar în halul ăsta, autoritățile județene de la Suceava o țineau pe a lor, că pe 12 noiembrie atrizează primul avion al companiei Tarom și se rezolvă și cu frecvența. Doar că dacă următorul avion al rom aterizează la Suceava la mijlocul lunii martie anul viitor, asta nu se cheamă frecvență. Acum, Iaca și-a băgat iar necuratul coada și aflăm că Tarom va stabili frecvența curselor din și spre Suceava abia după ce Romața va face un audit la aeroportul Ștefan cel Mare din Salcea. O spune chiar directorul aeroportului Ioan Măriuță. Măcar e oficială amânarea, măcar nu ne mai spune nimeni că peretele e negru când de fapt e alb, deocamdată. În plus, a fost încheiat un act adițional la contractul de modernizare a aeroportului Ștefan cel Mare pentru execuția unor benzi de siguranță la marginea suprafețelor de mișcare. Noile lucrări trebuie executate până pe 10 decembrie, dar nu vor afecta procesul de decolare și aterizare, ne asigură specialiștii. Pe de altă parte, Romața nu a instalat nici până acum ILS-ul, aparatul care ghidează aeronavele la aterizare în timpul condițiilor meteo nefavorabile. O va face peste 4 sau 5 luni. Deci, cum? Îi se pare cuiva că a pus ministrul Matache lucrurile în mișcare? Singura chestie pe care am auzit-o chiar ieri despre ministrul transporturilor este că noul șef al PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut acestuia să analizeze ce se întâmplă la Tarom în condițiile în care s-au primit la partid foarte multe sesizări, iar în paralel Liviu Dragnea i-a cerut premierului Victor Ponta să analizeze poate e nevoie de ceva schimbări în structura executivului. Mă gândesc că nu ar fi chiar avioane. În punct de vedere, Alina Mihaiescu sunt cele bune.